Bună dimineața, dragi oameni buni, vă doresc o zi absolut superbă și binecuvântată. Mi-am propus astăzi să vorbim despre demografia României. Pentru că pe fiecare ne interesează, o să ne înmulțim, scădem, îmbătrânim, întinerim, care sunt problemele României și dacă într-adevăr este o problemă demografia României. Trebuie să vă spun că am consultat așa prin mijloacele de informare, efectiv prin internet și am găsit câteva curiozități ale statisticii demografice care spune așa. Potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică, populația României la data de 1 ianuarie 2016 era de 19.473.624 de suflete, ceea ce înseamnă că s-a aflat într-o scădere dramatică față de 1 ianuarie 2015 cu un număr de 155.599, adică devenim mai puțini cu un număr de 18 oameni pe oră. Asta deja chiar că înseamnă o mare problemă. Și am mai aflat următoarele. Se înregistrează o naștere la 3 minute, un deces la 2 minute și o migrare la 5 minute. Așadar, înseamnă că chiar că avem o mare problemă. Dar pentru a putea desluși, pentru a putea înțelege și pentru a putea avea informații din partea unui specialist în materie, l-am invitat în fața studioului nostru pe domnul Mircea Munteanu, care este doctor în sociologie. Mulțumesc pentru amabilitatea de a fi prezent în cadrul emisiunii noastre și chiar vorbim despre demografie, nu numai ca efect și nu numai din ceea ce eu am reușit să mai ciupesc de pe internet, ci să aflăm și cauzele, pentru că am impresia că sunt o mulțime de cauze. Și atunci am zis că, Mircea, te invit pentru că ești unul dintre puținii oameni care chiar, nu numai că titulatura științifică este de doctor în sociologie, dar chiar ne poți explica în așa fel încât ascultătorii sau video ascultătorii noștri să poată avea acces la informații din partea unui specialist. Și înainte de a-ți da cuvântul, te rog, permitem să anunț și numerele de telefon 0265 30 77 77, 0365 42 44 33, sau se poate accesa radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Așadar, te rog frumos, lămurește-ne. Într-adevăr, e o problemă a României sau nu este, ci doar a specialiștilor? Această problema demografiei ar trebui studiată din mai multe perspective și din orice perspectivă am privi-o, ea este o problemă într-adevăr. Acum, fundamentele pe care noi, cetățenii ai unui stat, al care membru al unui organism supranațional numit Uniunea Europeană, o studiem din perspectiva intereselor, să le spunem, legitime ale societății în care ne desfășurăm viața și activitatea. Din perspectiva altor civilizații sau altor culturi, deocamdată nu este conștientizată ca fiind o problemă. Deci, odată să setăm foarte clar limitele și teritoriale în care ne raportăm din perspectivă demografică la o problemă demografică, după care limitele culturale, să vedem de ce am ajuns astăzi în România și nu numai în România, ci în toată Uniunea Europeană să vorbim despre problema demografică, după care, desigur, ar putea intra în discuție tot felul de abordări strict personale pe care fiecare dintre noi le avem sau de dorit ar fi să le avem. Așa că nici nu știu din ce perspectivă să abordăm acum problema asta, că nu suntem la o dezbatere științifică și nu suntem nici la o dezbatere politică și nu suntem nici la o dezbatere economică, ci pur și simplu punctăm atunci, după opinia mea, ar trebui să punctăm ceea ce ar fi de reținut din aceste mai multe dimensiuni ale problematicii. Eu cred că chiar tocmai asta este cel mai interesant pentru cei care ne ascultă și ne privesc, că un specialist care ar putea să ne ofere informații din perspectiva specialistului, ca știință efectiv asertivă și explicativă a ceea ce înseamnă problema demografică, tocmai asta e, că nu folosim un limbaj elitist pentru o anumită categorie care ne-ar putea înțelege,
ci vom folosi un limbaj informațional în așa fel încât lumea care ne ascultă într-adevăr să fie lămurită de ce suntem mai puțini în fiecare an și de ce 18 oameni mor pe oră și toți scădem și nu ne mai înmulțim. Ce se întâmplă? Atunci nici nu intrăm în sfera în care ne-am întrebat ca simpli cetățeni. Stai un pic, dar pe mine ce mă interesează cât suntem? Pentru mine și viața mea, pentru mine și familia mea, pentru mine și comunitatea mea, de ce mă interesează câți suntem așa generic numit români sau cât suntem generic numit europeni? Deci nu discutăm despre treaba asta. Înțeles. Nu, adică putem să abordăm și deci aceste de ce este mici lucruri. De ce este important conceptul de demografie? Așa. Din perspectivă economică, în primul rând. Noi vorbim de paradigma în care ne aflăm, de entități statale și entități suprastatale numite Uniunea Europeană. Da? Toate astea se raportează din perspectivă statistică la consum, la economie, la creștere economică, la mobilitatea populației și la o sumedenie de alte elemente. Deci demografia vorbește despre numărul populației, volumul, masa populației care este implicat în diverse activități realizate într-o structură statală sau suprastatală. Logica de funcționare a acestor state sau structuri este aceea de a crește tot timpul, de a oferi teoretic lucruri mai bune cetățenilor. Da? E bine, lucruri mai bune nu poți oferi decât dacă crește volumul de produse, dacă crește volumul de servicii, care se adresează, întorcându-ne invers, se adresează tot populației. Oare nu cumva creșterea volumului de servicii către populația, creșterea volumului de posibilitate de a se dezvolta un om ține și de înnoirea populației, pentru că ăla se naște, se va educa, va învăța meserie și va lucra, va produce și uite așa, exact lanțul pe care l-ai spus. Da, dar ce mai important aici, cine consumă sau cine produce? Uite, o chestiune care... Problema demografiei în momentul ăsta în Uniunea Europeană se pune din perspectiva îmbătrânirii populației, a reducerii drastice a numărului de nou-născuți, care are impact asupra economiei. Bine, ăsta e efectul. Care e cauza? Din perspectiva atât a celor care consumă, da, cât mai ales a celor care produc diverse bunuri și servicii. Cauza acum este una culturală foarte clară, dar un tip de cultură care se modelează după creșterea economică. Deci nivelul de trai mai bun, aspirațiile profesionale, ocupațiile pe care astăzi le aleg oamenii, cetățenii, nu le mai permite să pună pe primul loc familia și, mă rog, creșterea numerică a familiei. Da? Deci la o familie de doi oameni cu doi copii avem spor natural, spor zero din punct de vedere demografic. Dacă am avea la o familie de două persoane, am avea trei copii, atunci am avea un spor. Nimeni, sau aproape nimeni, astăzi nu-și mai pune problema din punctul ăsta de vedere. Noi, ca familie, de-aia am spus eu la un moment dat mai înainte, că din ce perspectivă judecăm demografia personală sau din perspectiva, să spunem, mai impersonală a intereselor generale ale societății, ale statului. Deci, astăzi, nimeni nu-și mai pune problema să facă 3-4 copii ca să ajute la ceva mai abstract, cum ar fi ideea de a fi noi mai mulți ca să producem și să consumăm. Fiecare în familie își judecă modul în care se reproduce ca specie la urma urmei din perspective foarte mercantile. În ce condiții locuiesc, cât este nivelul meu de trai, ca să-mi pun problema dacă fac unul sau doi copii, după care, deci asta e pe de o parte, după care ce carieră vreau să fac, cât de stabil vreau să fiu legat de o familie, cât de stabil vreau să fiu legat de un loc, geografic vorbind, cât de stabil vreau să fiu legat de un loc de muncă, ca să îmi permit să fac mai mulți copii sau cel puțin unul. Nu, și cumva, atunci, nu cumva chestia asta care are o rațiune foarte, foarte, foarte bine structurată, este subiectivă din punctul de vedere al individului care trece
tocmai prin aceste transformări, prin aceste gânduri, în schimb dimensiunea foarte mare la nivel de stat, care deja poate să fie o aserțiune obiectivă a statului, are legătură? Păi, cum să spun eu, este foarte subiectivă, e foarte frumoasă. Foarte subiectivă decizia de a face un copil. Este foarte subiectivă. Ne aducem aminte că problema asta a fost tratată în regimul comunist prin stimularea familiilor care aveau copii sau mai mulți copii, prin tot felul de măsuri administrative și gratificații simbolice. Ne aducem aminte foarte clar că cei care n-aveau copii erau pedepsiți cu un impozit pe suplimentar pe salariu, care avea un nume pe care nu îl putem reproduce acum la radio. Bine, Mircea, deci, și acum de ce nu funcționează chestia asta? Stai o secundă, păi, da. asta este, de-aia am zis cum ce discuție vom avea la început, de, că mai interesantă mi se pare discuția asta. Ce este important? Eu ca individ, ca personalitate, sunt ceea ce contează, sau statul excede ceea ce eu sunt și statul vine și îmi spune, domnule, noi trebuie să fim mai mulți, avem nevoie în societate de a fi un număr critic de oameni care consumă și care produc ca societatea la nivelul ei să asigure un nivel general aspirațional de fericire unde toți trebuie să tindă, sau fericirea mea singulară în familie și în comunitate îmi reclamă de a avea numai un copil. Pe nu cred că trei aici cât vrea statul mai, să facă. Nu? Ce mă interesează pe mine că statul îmi recomandă ca el să își bifeze chestia asta ca fiind foarte ok, că nu mi oferă nimic. Păi atunci înseamnă că nici nu avem o problemă, atunci ideea asta de problemă demografică nici nu ar trebui să existe. Ba, dacă statul să-și vadă de treaba lui asfaltând niște drumuri și punând iluminat public și să ne lasă da, pe noi dar în pace. Atunci, dacă... care este interesul statului? El pentru ce face toate astea? Nu pentru ca eu să mă simt bine și să fac copii mai mulți. Nu? Ba, da. Adică să-mi ofere totul. Deci este o legătură indisolubilă. Încerc să duci discuția între ceea ce s-ar numi politici publice, politici publice în domeniul demografiei, da, care trec deja de latura asta mai filozofică a discuției pe care am avut-o până acum, da, și care politici publice ar trebui să fie orientate spre susținerea prin diverse metode, mijloace a familiilor care și-ar pune problema să facă unul sau mai mulți copii. Și atunci ar putea să se ia în considerare măsuri de stimulare de genul sprijin financiar, sprijin pentru reinserția în muncă, stimulente pentru copii, un sistem educațional mai permisiv, mai aproape de... Pentru că, la urma urmei, nici nu asta ție... nu înseamnă problema României, a statului, a guvernului și a celor care ne conduc? Ba da, până la urmă, în subsidiar asta înseamnă că noi suntem doi oameni, fiecare cu interesele lui, așa e, fiecare cu modul lui de a-și gestiona problemele familiei și a vieții lui. Tu vrei să faci 5 copii, eu nu vreau decât unul, că nu pot să îi ofer. Întrebarea mea, care trebuie, musai trebuie să aibă o legătură cu problema care e a statului, de ce tu vrei 5 copii, de ce eu vreau numai unul? Pentru că în mod sigur tu ai argumentele tale și eu pe ale mele. Cum se leagă argumentele noastre a amândurora față de stat, față de guvern, față de cei care ne-ar putea oferi cauzalitatea pentru care ei să bifeze ca o performanță problema demografiei în România? Nu, acum nu știu ce să zic. Problema asta este una strict personală, o decizie personală de a avea anumiți copii, pentru că fiecare om e liber și își face niște planuri în viață. Trebuie să și le facă. Problema statului este însă alta. Statul totdeauna în aceste domenii mai sensibile ar trebui să caute niște metode care să urmărească interesul general și să fie într-un procent cât mai mare dorite și acceptate de membrii societății. Pentru stat, într-adevăr, este foarte greu să gestioneze probleme de genul ăsta când intră prea mult în intimitatea oamenilor. De aia vedeți că politicile publice în domeniul ăsta cam eșuează peste tot și această problemă a imigrației de care vorbim acum este o problemă care convine de fapt establishmentului economic. Aha. Establishmentului economic, atenție, după discuții pe care le am cu tot felul de oameni de afaceri din Germania, vă dau exemplu ăsta. În Germania există o cerere de locuri de muncă de cam 500.000 de
Mitarbeiter anual, Mitarbeiter vorbim general așa, adică oameni care să facă munci în toate domeniile, da? Vorbim aici poate și de avocat, și de medici, și de asistenți, dar și de bucătari, măcelari, frezori, strungari sau tăietori de lemne, ce or fi ei. Așa că la nivelul industriei, de data asta trecem de stat, la nivelul industriei se reclamă o lipsă de forță de muncă și implicit și de consumatori, care pune presiune pe guverne să accepte val imigraționist. De ce? Pentru că guvernele, simțind problematica demografiei deja de 40-50 de ani, au eșuat în a găsi metode și tehnici, să spunem, sau politici publice, demografice, pentru a stimula creșterea naturală a populației cu, să spunem, aceleași caracteristici genetice sau culturale dintr-un anumit stat. Știi, și atunci se tare mult, Mircea, că ai spus așa, ar trebui ca statul, guvernul, ar trebui și simțind statul, guvernul, aceste probleme. De ce nu simte? De ce nu mai ar trebui? Adică de ce la timpul viitor? Știi de ce? Știi de ce? Și aici eu am, aici intrăm poate un pic în alt teritoriu. Când citeam o carte despre anarhism, acum vreo lună de zile, o istoria anarhismului și o analiză foarte interesantă a mișcărilor anarhiste din Europa, la un moment dat se spune acolo undeva că după Revoluția franceză de la 1789, care a măturat aristocrația și regalitatea, exista burghezia ca o clasă incipientă care creștea, mici meseriași din orașe, aristocrația a fost măturată. Până atunci era regalitatea care funcționa, era casă regală, aveau ei niște structuri administrative, adunau biruri din stânga în dreapta, adunau biruri din stânga în dreapta și ce se mai întâmpla acolo? Clerul mai avea ceva administrativ, n-avea în rest mecanisme administrative. Însă, la scurt timp după instituirea unor organisme ale Revoluției, care era un fel de precursor al statului, da? La instituirea acestor mecanisme, să spunem, birocratice deja, administrația statului crește cu 800% într-un an jumate. 800%. Cum interpretez eu, referitor la întrebarea pe care ai spus-o acum, da, mai înainte, da, ca să înțeleagă ascultătorii de ce m-am dus eu până la 1789 înapoi în timp, cum interpretăm în cheie de astăzi toată treaba asta? Că ai zis înainte, eu experimentul ar trebui și de fapt statul nu face. Așa. Știi de ce nu face? Pentru că de la un anumit moment dat, statul avea un scop. Da? A fost creat pentru un scop. E bine, el își excede scopul lui, își uită scopul și interesele pentru care a fost creat și devine organism în sine, care are ca logică de funcționare propria supraviețuire la un moment dat. E foarte greu astăzi, după ce avem 100 și ceva de ani de experiență statală modernă, hiperbirocratizată, e foarte greu ca cineva, rezultat în urma unui vot politic, să vină la guvernare să spună ok, de astăzi statul ăsta își schimbă filozofia și se preocupă de politici demografice. Și atunci desființăm 3 ministere și 70 de direcții județene și ne ocupăm, alocăm banii aia pentru politici demografice concrete. O să-ți sară în cap tot felul de straturi și substraturi de birocrați, de oameni din birouri, din mecanisme guvernamentale, administrative, de care nimeni nu știe că există. Aha, aha. Deci, și care în procent sunt destul de puțini. Ăsta este răspunsul. Sunt, nu neapărat că-s puțin, că-s mulți, asta nu că știu eu, dar ăsta e răspunsul de ce statele, în general, create pe mecanismul pe care eu l-am descris înainte, în esență toate sunt state sociale oarecum, deci de ce statele astea cam eșuează în mare parte în toate politicile pe care și le propun, crede-mă, nu numai în asta demografică. Și atunci noi trăim într-un continuum, cum să spun eu, într-un continuum compromis, din ăsta, compromis pe ideea de schimbare. Venim noi și schimbăm, dar nu schimbăm nimic, schimbăm palid niște politici pentru că deja structura statală e osificată, structura administrativă e osificată și practic orice măsură pe care ar trebui să o ia cineva care ar avea și repercusiuni pe structura statală se blochează la un moment dat. Conform ideii tale, oare nu cumva verbul a face din această cauză este expus numai la timpul trecut și viitor, niciodată la prezent?
Da, mai ales în politică așa funcționează. Mai ales în politică așa funcționează, că suntem și acum, vom fi martorii unei noi campanii electorale, unde personaje care populează administrația locală sau națională de 20 de ani, unii în funcții extrem de importante de decizie de 20 de ani, iar o să fluture prin fața ecranelor sau pe afișe numai fotografii și simulări frumoase cu ce o să facă de acum încolo, dar în realitatea concretă nu pot să arate nici ce au făcut sau ce fac astăzi. Dar să revenim un pic la problematica demografică. Deci statul are, încă o dată spun, elemente destul de limitate și eu de-aia am deschis discuția aici chiar cu legitimitatea, asta e un termen în sociologie foarte clar, cu legitimitatea statului sau a cuiva dintr-o societate de a pune problema asta. Cât e de legitim cineva, organism statal sau realizator de emisiune, să vină să pună problema demografiei, când la urma urmei trebuie să facem distinția clară între interesul strict al cetățeanului, al omului, a ființei biologice, spirituale, numită om și a comuniunii familie, de a avea sau nu copii, decizia lor, de a avea câți, la fel e decizia lor, și interesul statului care operează cu termeni foarte, cum să spun eu, concreți de altfel, dar foarte vagi și lipsiți de semnificație pentru familie, demografie, statistică, creștere economică, PIB, consum, locuitori, cetățeni. Dar chiar și alții, dacă eu fac diferențarea asta foarte clară, exact cum spui tu, bun, dar nu există o relație între ei aproape de interdependență? Ar trebui, dar aici iară pune mai exact aceeași problemă la care am vorbit înainte cu administrația. Cine este prima dată aici? Statul cu interesele și necesitățile lui sau individul cu necesitățile lui? Chestia cu cine a apărut primul, ou sau găina? Eu nu zic că e așa, pentru că istoria societății umane ne arată foarte clar că prima dată a fost omul. Când au fost doi oameni pe pământul ăsta, prima dată și-au pus problema cum facem să ne înțelegem, că dacă ne-am dat în cap, am murit amândoi, poate. Așa. Hai să ne înțelegem și să delegăm cuiva niște atribuții, în așa fel încât eu să-mi văd de olărit, tu să-ți vezi de pescuit, dar între noi să fie făcut un drum ca noi, deci, să până putem... la urmă ajungem la cea de a doua mare problemă pe care tot tu ai spus-o, cutuma culturală. O să ajungem și acolo un pic, dar să rămurim un pic cine a fost mai întâi, statul sau cetățeanul. Prima dată a fost omul și după aia a fost statul. Omul și societatea umană creează statul, care stat are tot felul de evoluții în istoria lui. Așa că orice discuție despre demografie poate să pare ciudată ascultătorilor că un sociolog, în loc să se cantoneze să vorbească strict în termeni nu știu cât de tehnici, cu creștere, cu descreștere și cu cauze, cu migrația, cu alea, vine și vorbește despre păi așa tocmai ceva. Aici este frumusețea specialistului, pentru că el poate să vorbească folosind un limbaj la nivelul de percepție și înțelegere a celui care ne ascultă. Dar asta este esența. Orice cetățean al acestei țări sau al Uniunii Europene ar trebui să-și pună problema când aude pe guvernanți la televizor spune avem o problemă demografică. Păi stai un pic, nu mă obligi tu pe mine să fac nu știu câți copii. Erau niște chestiuni ideologice generate tot de politic și de interesele statului sau unor grupuri care guvernau politicul și statul, de a crea un sentiment în societate că trebuie să fim mai mulți. Într-adevăr, forța unei națiuni, unei entități statale, e dată de număr și de vigoarea ei biologică, genetică, dar lucrurile astea erau total ideologizate. Și atunci eu de-aia mă întreb, oare astăzi nu ar fi la fel când ne-am pune problema unor politici demografice, oricum le-am face, ne-am duce spre niște ideologii pe care nu le mai vrem renăscute. Și care ar fi răspunsul specialistului și răspunsul omului nespecialist? Răspunsul unui sociolog ca mine, care încă o dată sunt sociolog, că am făcut eu o facultate și de 16 ani de când am terminat școala asta fac cercetări și astăzi am două sondaje pe teren în țara asta, undeva în alt județ, două cercetări sociologice pe teren, se culeg încă date. Deci răspunsul meu ca sociolog independent și neangajat nici într-o instituție de stat să urmăresc interesul statului, nici într-o companie privată să văd cum aduc eu mai bine muncitori într-un anumit stadiu, atunci răspunsul meu merge mai degrabă spre următoarea chestiune, unde s-ar putea găsi compromisul atât între interesul individului cât și între interesul mai superior, să spunem, al statului, mai superior nu calitativ, ci mai înalt, mai la un alt nivel al statului. Da. Deci societatea umană a reușit să găsească acest echilibru, acest compromis
cât mai echilibrat în antichitate, după părerea mea, când societățile umane erau organizate copiind modele funcționale din natură. Spunea Pitagora, de exemplu, într-o carte, Legile Morale și Politice, că niciodată populația unui stat, erau atunci orașele stat, da? Populația unui stat nu trebuie să fie mai mare ca numărul albinelor dintr-un stup. Ei bine, când mă întrebi care e soluția, eu nu găsesc altă soluție. Când vorbim deja de mase mari, de milioane de oameni care se mută din stânga în dreapta, de milioane de, nu știu, telefoane pe care o companie le produce în 3 fabrici de pe planeta asta, de milioane de telespectatori, de zeci de milioane de oameni care s-au uitat la nu știu ce meci, la secunda de publicitate. Astea sunt lucruri care exced enorm de mult individul. Atunci unde mai e logica lui de existență? Ne devine foarte clar că individul de fapt este o cantitate neglijabilă, el ca entitate, ca trestie gânditoare, da, dacă vrei, este neglijabil și primează interesul statului. De aia vorbim noi de demografie astăzi. Când ar putea să spună cineva care trăiește la țară și cultivă flori, împreună cu soția și cu 2, 3 sau câți copii au ei chef să facă, cultivă flori, au 2 găini, au 2 porci, au niște capre, au un teren frumos în spatele casei, își văd acolo de treaba lor, ce doare pe ăia de demografie? Da, bineînțeles, pentru că... Da, statul vine și spune, stai un pic, nu-i bine, că tu nu prea plătești taxe, poate tu nu consumi, tu nu beneficiezi de servicii sociale, tu stai porcul cum ai chef și nu te duci la supermarket. Înțelegi? Am înțeles. Totul rezidă, din punctul meu de vedere, înainte de a discuta, sau poate nici n-am ajuns la cauze, cauzele acestui declin demografic, din perspectiva establishmentului economico-politic și pun prima dată economic, pentru că eu cred, pun economic, pentru că economicul primează politicul și eu oamenii n-au asta. Înțeles încă. Și eu cred asta. Economicul este înaintea politicului și analizând tot așa la scara... Este permis, adică mă simt confortabil. Da, foarte bine că te simți mai degrabă pentru că asta facem. Gânduri. Deci eu zic că în istoria umanității și aici foarte pe scurt tratez tema asta ca să fie clar pe înțelesul tuturor celor care ne ascultă sau ne văd pe internet. În istoria umanității primele organizări umane dincolo de epoca tribală și așa au fost cele mai corect au fost democrațiile din antichitate. Da? După democrațiile din antichitate, când numărul populației creștea, se reclamau firesc de către evoluția societății alte metode de a organiza echilibru organizării statale și atunci apare Republica pentru o scurtă perioadă de timp. După care apar imperiile. Da? Avem de-a face cu imperiul încă din anul 27 înainte de Hristos, Imperiul Roman, da, se proclamă împărat Octavian Augustus în anul 27. Imperiile astea funcționează undeva până prin 1400-1500, când foarte interesant apar primele agregări de interese economice pe care eu le-aș numi corporații. Liga Hanseatică, de exemplu, în nord, Compania Indiilor Orientale și de est în Marea Britanie, toate firmele alea care au strâns acțiuni și bani de la investitori, de la Regina Angliei, Regina Spaniei pentru expedițiile exploratorilor spanioli și portughezi care se duceau în America de Sud, astea sunt forme incipiente ale corporațiilor care deja atât de mulți bani rulau încât determinau politicul. Și astăzi trăim în epoca perfectă de rafinare a influenței pe care corporația o are asupra statului. De ce? Pentru că corporația trăiește pe individul cu cele două valențe ale lui, de producător și consumator. Și el influențează și astăzi politicul și strategia? Da, mai mult ca oricând. Mai deci mult ca totul oricând. Este guvernat de corporații. Și individul este practic golit de tot felul de lucruri care semnificau ceva pentru el din perspectiva unei ființe spirituale. Da. Nu intru acum în alte dezbateri. Am înțeles. Nu, da, de îmi place tip. Discuția și îmi place da, cam logica asta care merge. Pentru și atunci asta... demografia, ca să-mi termin ideea, demografia așa. Când am pus-o în știința anumită sociologie, care e inventată numai de vreo încă n-are 100 de ani de când s-a inventat știința asta, care e o știință deci cu, foarte multe, tânără. Da, cu multe necunoscute și cu multe ambiguități și așa. Deci demografia când am pus-o ca și concept, n-am pus-o noi ca umanitate, n-am pus-o din perspectiva
individului, să-i aducem lui, a cetățeanului, a sufletului, să-i aducem lui ceva în plus. Am pus-o din perspectiva, din potriva, a intereselor generale ale statului sau ale corporațiilor, ca să-mi dea instrumente să văd cum pot să-i ofer, dar cum pot să iau, cum pot să controlez. Deci și întreg discursul ăsta despre demografie este de fapt un discurs despre niște interese care, la urma urmei, sunt total străine de orice individ și de aspirațiile oricărui individ. Ciudat, uite, nu? chiar că e ciudat, pentru că, de fapt, acolo te raportezi, adică toată statistica se bazează, de fapt, pe cercetare și pe niște întrebări, pe niște lucruri care ți le asumi și le produci ca efect direct, cauzalitate-efect, în rândul individului, al populației, al unui grup. Cu toate astea, individul este redus la o altă treaptă socială care este subliminală și important este partea cealaltă. Pe mine, știi ce, niciodată nu mi-a fost foarte clar și mi-am pus întotdeauna întrebarea, foarte subiectivă, recunosc, Mircea, a faptului că, dau doar un exemplu, se spune așa, că salariul mediu pe economie este cu tare. Mă, frate, eu înțeleg că el se face între maxima salariului și minima salariului. Dar la maxima salariului, spre exemplu, dacă tu ai 50 de milioane pe lună și eu am 500 de lei pe lună, e o diferență enormă. Da. Media este atâta. Păi nu e asta media pentru Dumnezeu, pentru că dacă din punctul meu de vedere foarte subiectiv al cetățeanului care simt nevoia nu să am 500 de lei, ci să am 3500, tu poți să ai 50.000, dar să am și eu 3500, să trăiesc decent. Și atunci pot să fac și copii, mă pot gândi și la aia, mă pot gândi și la aia, oarecum eu ofer elementele care după aceea vor oferi acele chestii absolut științifice cu care operează specialistul în demografie și să-și facă el interesul. Și de care are nevoie statul, la urmă, să funcționeze. Și așa. Da. Acum, păi, haideți să... Ai spus înainte asta cu salariul mediu. Eu am dat un exemplu. Statistica. Așa. Da. Știi ce înseamnă statistica? Ce înseamnă? Dar statistica, apropo, m-a enervat teribil când a fost acea statistică care a spus așa, zice, se face acum statistica în urma declarațiilor fiecărui individ în parte a numărului populației, a cutare. Și a apărut statistica aia. Nu cumva este o statistică care se bazează pe opțiunea individului care este întrebat, respondent? Bine, acum, hai să lămurim o chestie. Ai cercetare sociologică, un sondaj de opinie sau, mă rog, alte instrumente și alea se fac prin extrapolarea unor caracteristici ale unui eșantion reprezentativ la nivelul unei întregi populații de referință. Da, cu plus, minus 2-3%. Da, bun. Aia sunt niște metode, niște tehnici care, dacă le utilizezi corect, obții niște rezultate bune, valabile, într-o perioadă scurtă de timp, pe o anumită populație, pe o anumită temă. Însă, statistica, vreau să spun chestia asta, că este aia cu salariul și fim un pic mai aproape de un spirit liber. Deci statistica zice așa, dacă Rudi Moca stă desculț, cu picioarele goale, cu talpa stângă pe jar încins și cu talpa dreaptă pe gheață, așa, înseamnă că în medie trebuie să se simtă bine. Adică nimeni nu spune că dincolo eu zic vai, vai, vai și dincolo ce zic un alt tip de vai, vai, vai. Da, deci înțelegi? Depinde cum operezi. Așa. Asta este concluzia. Depinde cum operezi și la ce folosești statistica. Iar revin cu aceeași poveste. Aici e foarte important. La ce? La ce folosești? Pentru că interesul oricărui institut din ăsta de stat sau privat, economic, la urma urmei, dacă ar fi să fim cinstiți pe o filozofie normală a societății, ar trebui să fie un bine comun, un bine general, că asta e și definiția esențială a politicului. Politicul este lupta pentru binele comun, spunea Aristotel. Deci, de ce îmi place să vorbesc cu tine? Că dacă ar fi să fim cinstiți, tare îmi place ce spune Mircea Muntean, spune niște adevăruri, eu rup din context, din frază, anumite cuvinte care capătă o importanță extrem de mare și o greutate care fiecare dintre noi o simte. Iartă-mă că te-am întrerupt, dar îmi place teribil de mult când... Asta e realitatea. Și îmi place că o spune specialistul, cel care poate opera cu niște date statistice, cu niște argumente științifice și poate să mă lămurească pe mine
omul de rând, cetățeanul de rând, că între interesul ăsta și interesul ăsta e o mare diferență. Este o foarte mare diferență și de fapt nu ar trebui să existe interes al unor organisme, să le numim așa, construite deasupra cetățeanului, n-ar trebui acele organisme să aibă interese proprii. Cu toate că foarte, toți se folosesc de cetățean și da, de om. Foarte clar redă chestia asta în Vițelul de Aur, e redată chestia asta a lui Ilf și Petrov, când îi se descrie acolo cazul unui miliardar sovietic clandestin care furase el 10 milioane de ruble din Uniunea Sovietică de peste tot locul, când lucra la nu știu ce întreprindere, nu ne spune în toată cartea ce se făcea în întreprinderea aia de stat, unde erau nu știu câte sute de angajați, dar în momentul în care o primi, nu știu, care și avea sediu de fapt într-un hotel rechiziționat de la aristocrați, de la burghezia dinainte de Revoluția asta sovietică, în momentul în care primesc o hârtie că ar trebui să schimbe clădirea aia cu altă întreprindere, no, din momentul ăla, toată logica de existență a acelei întreprinderi era să lupte pentru a-și păstra spațiu. Deci aia era birocrația, da? Nu ne spune în carte, și toată cartea se vorbește despre întreprinderea, cât angajați, cât salariați, ce făceau acolo, dar nu ne spune că ei ar fi făcut, lucrau sau nu lucrau ceva. No, de-aia, într-un fel metaforic, în acea carte, când sovietele erau la început, cine poate înțelege, va înțelege de fapt care este diferența dintre sensul ideal pe care ar trebui să-l aibă orice instituție referitor la interesele individului și sensul real pe care l-au aceste instituții referitor la interesele individului. Este o mare diferență și Mircea, de-aia... Mircea, iartă-mă că mai avem încă vreo câteva minute și nu vreau să pierd ideea pe care tu ai lansat-o, să intrăm puțin și în acea parte explicativă, tot la nivelul ăsta foarte confortabil, a cutumelor culturale care pot sau nu avea influență asupra demografiei. Acum, vezi tu, Marx, Karl Marx a sintetizat foarte bine într-o frază ce se întâmplă astăzi în lume. Și spunea el acum vreo 150 de ani, un citat scurt, existența determină conștiința. Ori modelele culturale pe care le-am aduce în discuție să vedem de ce avem o problemă sau nu avem o problemă demografică, dacă îi să-i dăm crezare lui Marx, se modifică, ele sunt maleabile. Ce înseamnă existența determină conștiința? Dacă acum 100 de ani la țară viața era grea, oamenii n-aveau televizor, n-aveau internet, n-aveau telefon, n-aveau nimic, aveau poate o mică casă unde munceau. Era problema de sănătate așa cum era, oamenii în general făceau mulți copii că nici n-aveau ce să facă seara după ce se termina lucru, dar făceau mulți copii ca să-i ajute în gospodărie, făceau mulți copii pentru că era și rata de mortalitate destul de mare și să rămână cu ceva, și făceau mulți copii pentru că asta era mai apropiat și mai firesc de ce înseamnă din punct de vedere și biologic omul. Da? Da. Bun, era un model cultural. În definitiv, filozofia speciei umane este de a-și perpetua specia. Bun, era ce am descris acum, da, foarte pe scurt, era un model cultural valabil atunci. Astăzi, când alt tip de existență din afara noastră ne determină conștiința, modelul cultural e altul. Astăzi mă gândesc, mă însor la 24 de ani eventual după ce am terminat facultatea și un masterat, dacă mă însor, e posibil să nu mă însor că vreau să mă duc în Barcelona să mai fac nu știu ce studii postuniversitare. Mă duc acolo, fac niște studii postuniversitare, stau în concubinaj cu cineva care la rândul ei, persoana respectivă, și ea vrea să facă o carieră și când ne punem noi problema ne-am căsătorit, păi nu prea putem că, uite, eu am prins un proiect de cercetare în Japonia și vreau să mă duc acolo și dacă aș face acum un copil, 2 ani de zile n-aș putea să plec. Da? No, ăsta e modelul cultural care determină această scădere demografică. Nu e un pic egoist? Existența determină conștiința, ți-am spus. Așa spunea Marx, eu îi dau dreptate de data asta lui Marx. Perfect, asta. Și atunci, da, eu în ce existență îmi desfășor viața, dobândesc conștiința asta. Deci atenție, e foarte pervers ce spune aici de fapt Marx, cu care eu tehnic sunt de acord aici, dar pe fundamente filozofice mai profunde nu sunt de acord. Eu cred că de fapt omul trebuie să aibă conștiință în primul rând și el să determine tot ce se întâmplă în jurul lui. Dar paradigma în care noi trăim astăzi, economică, politică și culturală, este exact invers. Adică îi dă dreptate? Lui Marx, existența, tot ceea ce este în jurul tău, tu te naști aici ca individ, tot ceea ce este în jurul tău, din momentul în care le preiei, îți va determina conștiința, îți modelează conștiința. Asta iar e o altă discuție, intrăm în altă discuție pe fundamente filozofice. Deci concluzia
modelul cultural care astăzi funcționează nu mai permite concentrarea sau asumarea de a face copii, nici măcar unul sau doi, ca să păstrăm societățile noastre postmoderne la un, cum să spun eu, un rit de creștere zero al populației. Că la rit de creștere zero, o familie cu doi membri, doi copii, rit de creștere zero. Deci nici măcar acolo nu mai putem păstra. Fundamentele culturale s-au schimbat radical în ultimele decenii și sunt într-o continuă transformare, în așa fel încât, să spunem acum, la final de emisiune, din această dilemă demografică nu o să putem ieși. Pe scară mai largă, la nivelul timpului, ar trebui să o judecăm așa cum au mai decăzut alte civilizații, da? Civilizația antică a Persiei, civilizația antică a Romei, civilizația antică a Cartaginei sau altele, așa va decădea și va dispărea la scara istoriei și civilizația occidentală din care noi astăzi facem parte și unii dintre noi înțelegem de ce va decădea. Aș primi un punct negru din partea ascultătorilor sau a celor care ne privesc, dacă nu, așa, doar pentru un minut, un minut și jumătate, cât mai avem. Dacă nu, l-aș întreba pe Mircea Munteanu și pe specialistul, dar și pe omul Mircea Munteanu, vis-a-vis de această cutumă foarte concret adusă în etnicitate. De ce populația romilor, ca să nu jignesc pe nimeni, se înmulțește atât de dihai, fără niciun fel de problemă față de ceea ce gândește și strategia demografică a statului, a guvernului, și de ce cealaltă sau celelalte etnii nu? Pentru că probabil au păstrat un model cultural, o matrice culturală de bază. Nu știu care sunt motivele. Ori n-au vrut ei să meargă într-un volum mai mare din comunitatea respectivă, din etnia respectivă, să meargă cu trendul societății, ori societatea i-a ținut tot timpul la margine. Până la urmă, evaluând acum, trăgând o concluzie, după părerea mea, un lucru pozitiv pentru comunitatea, pentru etnia respectivă, un lucru pozitiv care a reușit și păstrează o matrice culturală care permite să facă lucrul ăsta. Sunt oameni, per ansamblu, chiar dacă nu beneficiază de valorile, cuceririle civilizației materiale de astăzi, acest lucru nu le-a transformat viețile și matricea culturală. Și sunt oameni mai liniștiți, mai relaxați, cântă, se distrează, își duc viața în condiții considerate de unii foarte grele și așa, dar pentru ei mulțumitoare, suficiente și totul ține, încă o dată zic, cum am deschis discuția, de abordarea ta personală și a comunității în care trăiești. Dacă ție este suficientă comunitatea în care trăiești și în comunitate aia sunt regulile, alea respecti și ești mulțumit. Deci nu, e o discuție prea complexă acum și nu vreau să mă aventurez care ar fi cauzele. Ar necesita o cercetare mai aprofundată și am determinat niște cauze, dar dincolo de cauze, ce vedem astăzi este păstrarea unei matrici culturale care funcționează de sute de ani, chiar dacă e numai ca o insulă în toată societatea care se transformă tot timpul. Cred că nici nu ar fi fost mai ok un alt final de emisiune decât asta. Doamnelor și domnilor, a fost la Radio Târgu Mureș, secțiunea Video FM, doctor în sociologie Mircea Munteanu, căruia îi mulțumesc mult de tot pentru aceste explicații foarte, foarte cotidiene și umane din punctul de vedere al specialistului, care a avut abilitatea să ne explice ce înseamnă de fapt, care sunt cauzele și efectele a aceste științe până la urmă, care se numește demografie. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu pentru invitație. Rudi Moca vă mulțumesc pentru atenție și vă spune ca de obicei, oameni buni, fiți binecuvântați, Doamne ajută!